Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, așa cum vă promisesem în episodul anterior, o nouă discuție cu domnul profesor Teodoru Ghiondea, consilier editorial la editura Herald și al colecției Înțelepciunea Inimii. Continuăm discuția noastră despre Oceanul Sufletului, despre Rumi. În episodul anterior am vorbit despre Ordinul Dervișilor Rotitori, am vorbit despre anumite instrumente, am vorbit despre folosite în dansul sacru, în muzica sacră inițiatică. Acum vorbim despre Sama și ne-am dorit ca acest episod să fie o continuare a celui precedent, pentru că, iată, avem foarte, foarte multe informații pe care domnul profesor Teodoru Ghiondea, cu multă bucurie, cu mult drag, ni le împărtășește. Și atunci ne-am gândit să realizăm un alt episod despre marele maestru Sufi, cel care a fost Rumi, supranumit și Sultanul Iubirii. Da, acest oratoriu spiritual, că de fapt așa s-ar putea traduce termenul de Sama, un oratoriu spiritual, care nu este în niciun caz o ceremonie, ci este un ritual și este un ritual inițiatic, adică între cele două perspective din care putem considera o tradiție, și anume o perspectivă exoterică și o perspectivă ezoterică, aici avem de-a face cu o perspectivă ezoterică. Prin urmare, este una inițiatică și este de consistență metafizică. Prin urmare, un asemenea oratoriu spiritual este considerat un ritual inițiatic comun. De ce? Pentru că orice ritual, inclusiv cel inițiatic și cel exoteric, are două forme. Unul comun și altul individual, sau individual și comun, indiferent de ordine, nu? Sama este un ritual inițiatic comun, adică cu mai mulți participanți. El se numește, după titulatura, ca să spunem așa, arabă, se numește Hadra, adică este un termen care vine de la cuvântul Hudur, care înseamnă prezență, prezența divină. Și se mai numește și Limara, e foarte interesant. Imara, de fapt, sau de mai greu, primul sunet e un sunet pe care nu-l avem în limbile europene. Ain se numește, litera inițială, sunetul inițial. Limara înseamnă construcție. Deci acest ritual are rolul de a construi în mine o posibilitate nouă de a efectiviza posibilitățile spirituale pe care le am, disponibilitățile pe care le am, ca eu să pot să avansez pe calea inițiatică pe care am pornit-o, nu? În funcție de turucul din care fac parte, o să repet ce am spus câteva lucruri, le mai repet, care le-am spus și data trecută, adică ordinul inițiatic din care fac parte și care are propriul ritual. Și individual și comun. Bun. Și această construcție interioară este cea pe care eu îmi pot baza fundamental, în mod esențial, practica spirituală la care acced, la care am acces și la care m-a conectat maestrul individual, Șaihul. Pentru că suntem la Rumi, îi putem spune, pentru că vorbim de aria spirituală persană, Pir. Deci Șaihul se numește Pir în tradiția persană. Da? Bun, acum, acest oratoriu spiritual, cum spuneam, este foarte complex și are un simbolism foarte, foarte bogat. Spuneam la început, dacă vă aduceți aminte, că este un ritual care aduce aminte de naștere, de moarte și renaștere din punct de vedere spiritual. Dacă vreți, putem să-i spunem și mistic, deși eu am oarecare rețineri, pentru că nu totul e mistic. Dar, în mod general, așa se discută, nu? Bun. De ce? Pentru că spuneam, în inițiere, vorbim întotdeauna de trei nașteri și trei morți. O moarte începem cu
prima moarte. Prima moarte este aceea când Dumnezeu ne ia și ne aduce în lumea asta. Când ne-a adus în lumea asta, automat s-a și produs nașterea noastră. Aia pe care o știm. Pe parcursul vieții, pentru că avem datoria să ne întoarcem la Dumnezeu, toată viața noastră, avem această temă de rezolvat. Astea sunt lecțiile pe care avem să le facem. Da. Asta este obligația noastră, ca să revenim înapoi la principiu, să revenim din nou la Dumnezeu. Acolo, de acolo de unde am început, de altfel. Ne aducem aminte, nu? De Adam, care a coborât, a fost coborât din rai pentru ca lumea să existe și așa mai departe. Bun. Pe parcursul practicii spirituale se produce o altă moarte, a doua moarte față de lumea în care suntem. De ce? Pentru că numai în lumea în care suntem, numai cu posibilitățile pe care ea ni le oferă și cu ambianța pe care ea ne oferă, nu putem ajunge înapoi la Tatăl. Noi trebuie să depășim faza asta, nu să o ignorăm, nu să o ocolim, și pentru asta vă aduc aminte că în islam nu există monahism. Retragerea se face în sânul comunității. Retragerile care se fac sunt procedee inițiatice, de tehnică inițiatică. Nu este o retragere totală. Am putea vorbi de o asemenea modalitate semi-monahică la dervișii rătăcitori. Pentru că aceia nu au o locuință, nu au lucruri stabile, nu au un loc stabil în comunitate. Și ei circulă. N-avem timp să intrăm în... Este extrem de interesant. Extrem de interesant. Bun. Și atunci trebuie să ne dezvoltăm spiritual în așa fel încât să ne împlinim tot setul de disponibilități ca oameni. Și vom deveni oameni perfecți în acel moment. Om perfect. Omul perfect este cel care stăpânește lumea aceasta de jos. Și atunci, pentru lumea aceasta, intrând în lumea spirituală, din nou a intervenit o moarte, ceea ce spuneam eu că este echivalent cu micile mistere din, să spunem, tradiția greacă veche. Micile mistere. Odată cu această moarte se produce o renaștere, o renaștere în lumea spirituală. Dar nu s-au terminat lucrurile acolo. De ce? Pentru că vorbim de paradis și de infern numai la acest nivel. Există câteva formulări foarte dure în tasauf, în sufism. Și anume, unul de marii maeștri spunea, paradisul este o închisoare pentru imbecili. Domnule, șochează! Șochează așa ceva. Cum adică când îi se vorbește, se promite paradisul? Da, pentru că el vorbește din punct de vedere metafizic. El nu vorbește din punct de vedere religios, exoteric. Din punct de vedere metafizic. Ori din punct de vedere metafizic, toate tradițiile ne spun că trebuie să ne integrăm, să ne reintegrăm. Și creștinismul vorbește de asta. Nu este lipsit de perspectivă metafizică. Nu se vorbește în creștinism de perspectiva metafizică. Pentru că în creștinism, cum bine știm, nu avem un ezoterism dezvoltat și foarte bine structurat cum îl avem în alte tradiții. De exemplu, în islam, sufismul sau cabala în ebraică, în tradiția ebraică. Nu? Prin urmare, sigur că avem, există în creștinism, există ezihasmul, dar nu este la fel de întins, recunoscut și așa mai departe. Nu are toată dezvoltarea asta pe orizontală ca să poată fi ușor perceput cum sunt celelalte. Și atunci, această naștere în noua lume, nu? Nu este ultima. Și cine participă, cine practică marile mistere, atunci se produce a treia moarte și a treia înviere. A treia moarte este față de tot ceea ce înseamnă ființă. Nu numai ființă formală, și ființă informală sau preformală, tot dispare. Și atunci el revine la Tatăl, se identifică consubstanțial, i-am spune noi, păstrăm proporțiile, sigur că da, sugestiv, nu? Cu Tatăl. Atenție! Nu cu esența divină. Cu esența divină nu este posibil. Pentru că la nivelul esenței divine este principiul absolut.
revenim la Rumi. Prin urmare, am spus că așa cum sunt înveșmântați, cum sunt îmbrăcați participanții la ritualul dervișilor rotitori, seria de simboluri este foarte limpede și ține cont de această transformare și de această trecere de la moarte la înviere, de la înviere la moarte. O știm și de la Eminescu, căci te naști spre a muri și mori spre a te naște. Nu e o figură de stil. Eminescu știa foarte bine ce spune. Dar nu este o figură de stil, repet. Bun. Și atunci, spuneam că acel fes înalt pe care îl poartă și care se numește Sica, este piatra de mormânt. Semnifică piatra de mormânt. Prin urmare, conform unui hadith al profetului Muhammad, și anume îndemnul pe care îl dădea practicanților care erau asidu porniți pe cale, muriți înainte să muriți. Despre asta este vorba. Muriți pentru lumea asta înainte să muriți fizic. Adică faceți efortul spiritual de devenire, de desăvârșire. Deci, de asta spuneam că este un dans al morții și al vieții, al reînvierii. Apoi, mantoul negru, care l-au pe deasupra și care semnifică mormântul. Hirca. Această hirca o dau jos, cum spuneam. Și rămân în veșmântul acela alb, care este lințoliu, care este veșmântul de mormântare, dar în același timp este și de lumină, fiind alb. Contrastul e foarte interesant în momentul în care dau jos mantia aceea neagră. Contrastul este imediat observat și sigur că este și momentul în care și începe acel vortex, acea mișcare de rotire și așa mai departe. Bun. Ce mai este? Spuneam că mai este și centura, care este ca și orizontul. Îl împarte pe derviș în două, partea de sus și partea de jos. Cerul, partea de sus, pământul, partea de jos. Și să nu uităm, și nu numai că nu, în ultimul rând, în primul rând, poziția mâinilor, care spune foarte mult. Repet, mâna dreaptă e îndreptată spre cer, mâna stângă îndreptată spre pământ. Acest gest se numește gestul androginului primordial. Este cel, că macrantroposul grecesc, este cel care leagă cerul de pământ. De ce? Pentru că așa cum vorbeam și am mai spus și data trecută, cum am vorbit de exemplu și la tradiția chineză, la tradiția taoistă, omul este mijlocitorul între cer și pământ. Este produsul lui Celus Pater și a lui Terra Mater. El este produsul acestui contact prin prezența cerului și prin posibilitatea de recepționare ca un receptacol a pământului. Și atunci apare omul. De asta omul are o responsabilitate uriașă față de toată creația. El o aduce cu el înapoi, o reintegrează întreaga creație. Pentru că creația este pentru om. Așa cum știm și am mai spus-o de foarte multe ori. Prin urmare, restul de gesturi care se fac, felul cum se așează pe această scenă pe care se petrece, spațiul acesta pe care se petrece ritualul respectiv. Așezarea este o așezare, spuneam, în cruce, în sensul că are un pol esențial, care este covorașul roșu, pe care stă la un moment dat maestru, șeihul, nu? Și vis-a-vis, exact în partea opusă, este un grup care reprezintă sufletul, pe unde s-a și intrat de altfel în spațiul ritualului. Pe partea dreaptă și pe partea stângă sunt două arce de cerc, pentru că în cerc se așează dervișii. Cine a fost, a văzut că așa începe. Cu ei așezați, nu? Iar dervișul, iar șeihul stă în capăt de tot, nu? Cele două arcuri de cerc, dreapta și stânga, sunt pe stânga, cum ne uităm la el, este calea descendentă și pe dreapta este calea ascendentă. Așa se vor și mișca. Așa se vor roti dervișii. În primul rând, în jurul inimii,
adică în jurul axei proprii, se mișcă de la dreapta la stânga, adică au o mișcare de rotire polară, în sensul invers al acelor de ceasornic, și tot mișcându-se, mișcarea aceasta de rotație se împlinește cu o mișcare de revoluție, da? Adică într-o mișcare de cerc. Și în felul ăsta, tot într-o mișcare polară, nu? Se produce prin cele trei dansuri și ultima fază a dansului, se produce această ascensiune. Pentru că fiecare tur din acesta împlinit, fiecare cerc împlinit de un derviș, este un nivel. Primul nivel este al șeriatului, adică al vieții religioase, al vieții credinciosului, respectând legea divină, șariatul. Al doilea tur a urcat deja, începe mersul pe verticală, dar sigur înspiră, pentru că, așa cum spunea Vasile Lovinescu foarte frumos, cel mai scurt drum între două puncte e o spiră, nu e o linie dreaptă. Foarte frumos spunea, o spunea tot din punct de vedere spiritual. Nu? Deci, a doua reprezintă tarica, prima e șaria, a doua e tarica, adică sama respectivă. Și ultimul, al treilea, hakika, este cel care tinde spre unirea cu Dumnezeu. Acolo se stabilesc fiecare pe nivelul lui, conform capacității pe care o are spirituale și a practicii și așa mai departe, fiecare se așează pe stațiunea care îi corespunde nivelului de dezvoltare spirituală. E interesant, primele două ture se fac împreună, toți sunt perfect coordonați. Ultima nu. Fiecare devine independent și se mișcă tot în același sens, dar nu mai au aceeași mișcare ordonată, perfect ordonată, ci fiecare individual păstrează mișcarea. De ce? Pentru că partea aceasta, dincolo de paradis și de infern, este o cale strict personală, strict personală. Acolo intervin stațiunile, halurile și o să vedem imediat ce înseamnă tot asta. Am o scurtă întrebare și aș vrea să le mai pomenim încă o dată pentru cei care ne urmăresc. Deci avem prima, se numește? Șeriat. Sharia. Da. A doua se numește Tarika și a treia Hakika. Aceste trei stadii, să le numim, putem face, din punct de vedere spiritual, putem face vreo analogie cu cele trei stadii spirituale sau legate de spiritualitate din Isihas. Și aici mă refer la catarsis, fotisis, sigur, și teosis. Bineînțeles, pentru că și cele trei stadii din Isihas sunt ca și cele trei operații alchimice. Și aici se petrece același proces. Este același proces. Prima este opera la negru, Nigredo. El vine îmbrăcat în negru, începe, face tot ceea ce trebuie inițial, deci partea inițială a ritualului, care este, de fapt, pregătirea compostului în atanor. Am spus noi că este interesant că vestmântul alb se numește tanura sau tenure, care în limba arabă înseamnă cuptor. At tanor, din alchimie, vine din arabă. At tanur. Acolo e geminare, că e al articolul hotărât, tanur. Deci, este opera la negru prima dată, nu, nigredo, a doua oară este opera la alb, albedo, când și apare îmbrăcat în alb. Când și apare îmbrăcat în alb, nu? Și asta este iluminarea care se produce, nu? Și a treia operă este opera la roșu, rubedo. În cazul dervișilor rotitori este și mai interesant, că intervine aici poziția față de covorașul roșu, care are culoarea roșie obligatoriu. Vă aduc aminte că maestru, cel mai mare maestru al islamului, Sheikh al-Akbar, avea numere hieratic
sulfur roșu și lumina albastră. Sulfur roșu și lumina albastră. Nu? Sigur că și în Ezihasm este vorba tot de aceste trei, exact cum am spus, nu? Este acel putrefacțio, nu? Primul este compostul care prin natura lui este amestecat, este mitijat cu toate elementele pozitive, negative, cele care dau combustie pentru căpătarea unei altitudini spirituale, altele care te țin pe loc sau te împiedică, nu? Și ele trebuie separate. Și vine a doua operațiune, separatio. Când se produce separarea, se spune, mari alchimiști, de exemplu, Don Pernetti, spune că este cea mai dureroasă operație. Cea mai dureroasă operație. Vă aduc aminte că facem legături și cu creștinismul, de exemplu. Vă aduceți aminte că la ritualul înmormântării, în Panihidă, că așa se numește, cartea care prevede ritualul, canonul mormântării, acolo sunt vreo două, trei tânguiri, vai ce se plânge, vai ce plânge sufletul după moarte și ce. Despre asta este vorba, despre această separație. Sufletul s-a separat de trup. Și asta este, sigur că este o separație, cum să spun, care produce suferință în sensul ăsta că este, cum să spun, obișnuit o viață întreagă, deci obișnuit o existență, mai mare, mai mică, nu contează, pentru că din punct de vedere spiritual nimeni nu moare mai devreme sau mai târziu. Moare atunci când trebuie să moară. Că asta e ordinea. Nu? Prin urmare, este dureroasă pentru că este o rupere de elementul care se poate stăpâni cel mai ușor, și anume viața fizică. Este, dacă vreți, așa pentru toată lumea, un fel de comoditate la care renunți. Pentru că de asta există și varianta cealaltă în viața spirituală, asceza, care e foarte dură, care taie. Ea nu este recomandată pentru cei care merg pe o cale inițiatică și tind spre un țel metafizic, adică spre integrarea la modul acesta. Nu este, vă aduc aminte că facem legătură și cu alte tradiții. Vă aduc aminte de discursul pe care l-a ținut, cuvântarea pe care a ținut-o Buddha în grădina gazelor din Benares, după iluminare. Când spune, am mers pe calea ascezei. Prima dată am mers pe calea normală. N-am realizat nimic, am mers pe calea ascezei. Nu s-a reasemenea. Există o a treia cale. Despre această a treia cale este vorba. Despre această a treia cale. Nu exagerez făcând asocierile. Repet, perspectiva trebuie să fie una singură, și anume cea a tradiției primordiale. Deci regăsim în toate tradițiile lucrurile astea. Prin urmare, se respectă. Iar ultima, rubedo, operația la roșu, nu? Este deja sublimarea. Sublimațiu. Este o sublimare. Este momentul în care ceea ce este fără formă, adică ceea ce a rămas din individ, cum să spun eu, partea lui esențială, care e pur spirituală și care este de origine divină până la urmă, nu? Se eliberează complet de ființă. Și tinde spre, iar aduc aminte un vers eminescian, nici ființă nu era, nici neființă. Spre aia tinde. Nu? Asta e diferența în general între perspectiva exoterică și cea ezoterică. Perspectiva exoterică, cea exterioară, nu poate ajunge la nivelul acesta al conceperii non-ființei, non-manifestatului și al tot posibilității. Bun. Revenim la dansul nostru. Și atunci, pentru că trebuie să ia cu el, practicantul, toată ambianța, tot mediul cosmic, trebuie să-l aducă cu el, să-l reîntoarcă la tatăl, am spune într-un limbaj creștin. Atunci, mișcarea lui, rotația lui, cum se rotește, și rotația și revoluția, ca să zic așa, sigur că, până la urmă, produce sau imită acest vârtej, această vibrație universală care se strânge ca într-un vârtej. În centrul ei este centrul centrurilor,
centrelor, pardon, și anume Shaihu sau Piru. El este centru, el este axul universului prin care comunică Dumnezeu cu, cum să spun eu, cu pământul și ceea ce se află în zona creatului. Nu? Dar fiecare are centrul în el. Fiecare are centrul în el. Și acum să vedeți ceva interesant. Acest centru care se află în individ, o și spune Rumi, uitați cum o spune. Spune așa, când te lupți cu întunericul, e vorba de noapte, sfâșie cu duhul tău sânul nopții. În caba îndrăgostiților, rotește-te odată și înțelege că ea, caba, se rotește odată cu tine. Centrul este în noi. Caba, știm ce este, da? Este la Mecca, casa lui Dumnezeu. Deci casa lui Dumnezeu este în mine, ceea ce noi am mai spus. Nu? Și atunci, rotirea aceasta antrenează o rotire, o spirală pe întregul univers. Deci, când el se mișcă în jurul axei lui, dervișul, și când toți dervișii se mișcă, multiplicitatea, că asta înseamnă, acolo este existența toată. Numai Shaihul este cel nemișcat, că el este principiu. Numai el, dar el, și el va intra în dans, dar intră la sfârșit pentru a produce această sublimație, pentru ca să te tragă în sus. Nu? Se bazează, vă mai citesc ceva, se bazează această practică și modul în care ea se face, se bazează pe, sau pornește de la iubire. Nu? Noi am mai vorbit și despre iubire la Rumi, el fiind sultanul iubirii, sigur că vă citesc numai un catren. A venit o iubire care a întrecut orice iubire. M-am stins, am ars, iar cenușa mea a devenit viață. Moarte, viață. Ars, combustia iubirii. M-a ars. Iarăși, cenușa din dorința arderii tale a revenit și a îmbrăcat 1000 de noi fețe. Știți că în alchimie se spunea nec cineres vilipendas, nu disprețuiți cenușile. Pentru că în cenușa din Atanor încă mai sunt germeni. Prin urmare, trebuie eliberat tot din noi, nu? Fiecare este o mare, fiecare derviș este o mare. Fiecare om este o mare pentru că imită marea, unitatea lui Dumnezeu, oceanul lui Dumnezeu. Și să vedeți ce spune Rumi. În iubire este piatra filozofală a luminii. Piatra filozofală, am vorbit de alchimie. Adineau. Și care, piatra filozofală, știți că reprezintă ultimul produs, ca să spun așa. Nu? În iubire este piatra filozofală a luminii. Este un nor cu 100.000 de străluciri. În taina ființei mele se află marea măreției sale. Toate creaturile s-au înnecat în această mare. Apropo de ce face dervișul, nu? Că ia cu el toate mările într-o singură mare. Spune, zice, omul este, spune tot Rumi, omul este o picătură. Dar e important că atunci când revine în ocean, să nu se piardă, ci el să se transforme într-un ocean. Tot despre iubire, ce spune Rumi? De când iubirea, pentru mult iubitul, mi-a umplut inima, vecinul meu nu mai poate dormi din cauza tânguirii mele. Acum nu mai există nicio tânguire, căci iubirea mea a sporit. Când focul este atâțat de vânt,
nu mai scoate fum. Vedeți? Rumi spune undeva, viața este și creația și tot ceea ce există este de natura fumului și a parfumului și a iluziei. Deci, universul este o iluzie într-o iluzie într-o iluzie. O imagine într-o imagine într-o imagine. Este o copie, limbaj platonician, este o copie într-o copie într-o copie. De ce e lumea iluzorie? Nu pentru că n-ar exista, ci pentru faptul că ea nu s-a creat pe sine. Ea nu are realitate în sine. Ea are o realitate devenită. Și știți că, în general, se vorbește de, în tasauf, de cauze secunde. Cauzele secunde, nu? Dacă ești legat de cauzele secunde și nu ai în tine vie aspirația irepresibilă spre absolut, înseamnă că tu ești legat de cauzele secunde și nu de cauza primă, care este Dumnezeu. Rămâi legat aici și toate sunt, știți, ca, așa cum se spune în popor, că se învârte câinele după coadă. Adică nu ajungi la niciun rezultat niciodată, pentru că în multiplicitate, acesta este marele pericol al multiplicității. Pentru asta ei se închid, dervișii, și ultimul dans este izolat, este singur, îl practică singur, nu mai ține cont de restul dervișilor, pentru că este în situația în care, în mod dramatic, el nu mai poate realiza decât ce este în stare să realizeze. Și atunci el trebuie să ardă, ca în poezia, ca în Catrenul lui Rumi, trebuie să ardă complet. Dacă nu arde complet, el nu se poate sublima. Asta este semnificația. Și am să vă mai citesc. Un alt lucru care este important este cunoașterea de sine. Cunoașterea de sine. Și știm că există la Imn Arabi, de exemplu, vă aduceți aminte, când am vorbit de cunoașteți sinea și vei cunoaște pe Domnul tău. Uitați ce spune Rumi. Știu că esența ta este absolut pură. Știu că ea înseamnă splendoare și măreție divină. La ce-mi servește inima? Căci în mod sigur, de când mă cunosc, te cunosc pe tine. Iarăși, ne aducem aminte, marea care sunt s-a necat în propriile adâncuri. De ce? Pentru că în adâncul din mine, ce este în adâncul din mine? Este oceanul, regăsesc oceanul. Dar sigur că un asemenea dans, care este un dans, am spus eu, al morții și al învierii, este încărcat de o mare, o colosală melancolie. Melancolia aceasta este reprezentată de instrumentul cel mai important din dansul dervișilor, neiu. Atunci când are loc ritualul, primul lucru care se citește, în afară de rugăciunile inițiale care se fac pentru profet și tot ceea ce înseamnă pregătire spirituală pentru începerea unui ritual inițiatic, se recită primele 18 versuri din Masnaui. Și am să vă rog să-mi permiteți, ca să știm despre ce vorbim. Aminte ia cum sună a jale un fluier ce-i meșterit din trestii și-și unduiește versul blând, cântând despre durerea despărțirii. Din clipa întunecată, când m-au smuls dintre ale mele trestii, cânturile mele au smuls și ele oamenilor lacrimi. Mi-am revărsat prea plinul inimii și am năzuit să-mi cânt aleanul și să-mi arăt tot dorul ce îl port pentru acasă. Dorul de care vorbeam altădată, șauc. Cel ce departe rătăcește de căminul lui, adânc tânjește după clipa când s-o înturna. Sus ne înturnăm, unde în altă parte? Iar tânguirea mea țintește către orice suflet de-i plin de veselie, ori de-i cuprins de jale.
și toți primesc cântarea mea, căci al lor suflet e înclinat să o facă, dar nimeni nu pătrunde taina din lăuntrul meu, iar cântul meu de jale nu-i străin de taina ce o port în suflet, dar ea rămâne ascunsă veșnic pentru urechea ce doar vrea să o asculte. Căci trupul nu-i despărțit de suflet, nici sufletul nu-i străin de trup, și totuși nimeni n-a zărit vreodată vreun suflet. Nu-i simplu sunet cântul tânguit de fluier, ci pârjol, iar cel ce nu-l aude trăiește, dar mort fiind. Avem toată atmosfera unui asemenea ritual. De ce, Mela? Unde este tristețea? De unde provine tristețea? Sunt două feluri de tristețe. Prima tristețe este tristețea pe care o purtăm în noi și nu o simțim decât când începem să cunoaștem. Este melancolia, nostalgia după paradis, de unde am venit. Este lipsa aparentă a lui Dumnezeu și asta ne produce ființa noastră biologică, fizică, că nu-l simțim așa cum simțim o carte, cum simțim birou, cum simțim lucrurile din jurul nostru. După aceea, această melancolie, nu, începe să sporească și tristețea devine din ce în ce mai mare. De ce? Pentru că nu poți să nu asculți acea aspirație adâncă din ființa ta de a ajunge din nou la Dumnezeu. Și se produce acest conflict, această sfâșiere interioară între a rămâne aici unde aici am deschis ochii și am întoarce la Tatăl. Am întoarce la Tatăl, la Dumnezeu, unde nu știu ce se întâmplă, unde nu știu cum este și este și teama de necunoscut. Eu m-am rupt de acolo. Sunt străin. Cum este Neiu, străin? L-am tăiat din trestie. L-am separat de originea lui. Și acum îl folosesc ca să treacă suflu divin prin el. Exact cum trece și prin noi. Că asta înseamnă a sufla în fluier, nu? De asta cântă fluierul. Pentru că vine acea coloană de aer prin el. E, la fel vine și suflul celui prea milostiv, Allah, și trece prin noi ca printr-un fluier. Și intră în interiorul nostru, găsește o mare de melancolie, pentru că sunt amestecate lucrurile, pentru că trebuie să le despărțim în noi și trebuie, până la urmă, să lăsăm să iasă la suprafață ceea ce este bun, ceea ce trebuie să cultivăm și să sporim ca să ajungem din nou la el. Pentru asta este o melancolie colosală. Nu? Spre finalul sau pe la, aproape de finalul lui cărții Matnaui, el mai vorbește de ceva, aduce aminte de ceva. Bine, pe lângă faptul că sunt pomenite, cum am spus, toate tradițiile, dar absolut toate, fără excepție. Da? Sunt pomenite. Dar din islam aduce aminte de cineva, de un mare sufi, care se numește Abu Yazid al-Bistami, tot persan era, care împreună cu Al-Halaj constituie cele două figuri enigmatice și foarte controversate ale întregului ansamblu tasawuf, mișcării tasawuf, sufismul. Ce spuneau și unul și celălalt? Slavă mie că eu sunt Dumnezeu, cu alte cuvinte. Al-Halaj o spunea direct, ana al-haq, eu sunt cel adevărat. Bistami n-a pățit ce a pățit Al-Halaj. Al-Halaj a fost crucificat. Atenție, crucificat. Deci el a fost crucificat. Așa spun mari maestri. Noi spunem că a fost omorât. Nu, el a fost crucificat. Vă mai aduc aminte ceva? Că Ibn Arabi spune undeva, toți mari maestri s-au format la piciorul lui Isus. Lui Said Naisa, Domnul Isus. Adică sunt aisaui.
legătura între profetul Muhammad și Domnul Iisus este uriașă. N-avem timp să... Poate vom face, așa, poate promitem, până la urmă, să facem ceva special despre acest lucru, pentru că e extrem de important, ca să înțelegem foarte multe lucruri. El amintește de Bistami, aici. Amintește de Bistami, care spunea, slavă mie, le spunea celor din jurul lui, prin, găurile de învesmântul meu îl vedeți pe Allah, le spune. El a scăpat de crucificare. El a scăpat de crucificare. Dar a rămas cu un alt text foarte interesant, unde produce stupefacție. Dumnezeu îi spune că el s-a realizat, adică el a ajuns la identificare, dar că Dumnezeu îl trimite înapoi pe pământ ca să-i ajute pe alții. Iar el începe să se târguiască cu Dumnezeu. Nu vin decât dacă îl salvez pe ăla și dacă... Un fel de... Mă rog, asta se cunosc din politică. Dar se pare că și din vedere spirituală este așa. Este uluitor. Adică te lasă fără replică, fără nicio replică. Cum adică se târguiește cu ăla? Cum adică se târguiește cu Dumnezeu? E sigur, sensul este foarte adânc, foarte puternic. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus spune așa? Nu spune atât de dur. Dar spune la un moment dat, dacă ne gândim bine, o să vedem că are același sens. Îndrăzniți! Îndrăzniți, spune Domnul Iisus, căci eu am biruit. Ceea ce înseamnă că cerul se ia cu asalt. Cerul cum se ia cu asalt? Sigur, nu te lupți cu cerul. Nu, te lupți cu tine ca să-ți dobândești, redobândești cerul din tine. Și el spune despre Abu Yazid al-Bistami. Spune, omul simțurilor a luptat cu omul extazului divin, iar spinul se întoarse lăsându-l fără de vedere. Ah, voi care l-ați lovit pe omul acela sfânt, pe voi înșivă cu sabia v-ați înjunghiat, căci cel în extaz, anihilat fiind, rămâne în siguranță. Da, el totdeauna rămâne oblăduit, forma îi este anulată, el nu mai este decât o oglindă în care pe de-andregul se oglindește celălalt. Face referire la faptul că atunci când a fost acuzat, el a spus, al-Bistami a spus, eu credeți că îl nec pe Dumnezeu. Dacă voi credeți asta, atunci vă stau la dispoziție, ucideți-mă. Iar ceilalți au scos cuțitele și toți care încercau să-l ucidă, să bage cuțitul în el, cuțitul se întorcea împotriva lor și îi rănea. Iar el a rămas întreg. La asta face referire. El. Prin urmare, omul care a pornit pe calea inițiatică și a ajuns într-o stațiune ca aceasta, sigur, nu toți ajung acolo. Asta se numește stațiunea proximității divine. Adică ești lângă Dumnezeu, ești la picioarele tronului lui. Dumnezeu face totul pentru tine. Asta se numește și abandon. Și asta și înseamnă acea rotire, acea, cum să spun, structură spiralată pe care o face dervișul, este ca un fel de, dacă vreți, așa să vizualizăm, ca un fel de înșurubare în cer. Nu poți să intri direct. Trebuie să intri pe acolo pe unde trebuie. Și trebuie pe acolo pe unde tu poți, într-adevăr, să străbați toate acele stațiuni încet, încet, nu? Există și o altă cale, dar aici nu este vorba de ea. Acest proces interior are mai multe date. Prima dată am spus că există stațiuni, adică pe parcursul practicii spirituale ajungi la un nivel spiritual și ăla se constituie ca o stațiune. Ești mai mult, ești sporit duhovnicește față de cum erai. Bun. Important este să mergi mai departe, de la o stațiune la o stațiune și mai mare, de la un macam la un alt macam. Pe stările respective, pe stațiunile respective, există stări pe care ele se numesc hal. Hal. Adică sunt stări interioare, nu știu, de entuziasm, de provocate de o viziune, provocate de anumite elemente ale contemplării, care nu sunt stabile.
Ele vin și dispar, vin și dispar. Dar ele sunt importante în economia spirituală a celui care merge pe cale. Și mai sunt, al treilea element a mersului pe cale, sunt așa numitele opriri sintetice. La un moment dat, există în literatura sufită un nume foarte mare, emirul Algeriei, Abdelkader al-Jazairi, care a scris o carte, cartea opririlor, nu al stațiunilor, cum am văzut tradus în altă parte, e cartea opririlor, Kitab al-Mawqif, al-Mawqif. Acest Mawqif este o oprire, cum să spun, e ca și cum ar avea un pic de răgaz ca să facă respectivul practicant să facă un fel de sinteză a ceea ce a fost și să se poată pregăti pentru etapa următoare. Face un zoom, cum am zice noi, pentru ceea ce a fost, pentru etapa următoare, ca să poată să corespundă. Aceste trei elemente, makam, hal și mawqif, sunt foarte importante în practica spirituală și pe ele le găsim. Nu avem timp să le luăm, le putem găsi în Matnaui. Și să vă mai arăt ceva. Unde ajunge până la urmă sau care este concluzia unei asemenea ritual? Tot în Rubaiate, spune Jalaluddin Rumi, în moarte este viața eternă pentru cei drepți și credincioși. Din nou, aceeași temă, moarte și înviere. Dacă sufletul este pur, el acceptă moarte. Această moarte nu este nici pedeapsă, nici nedreptate, ci o aparență. E o trecere. Înainte de a muri, ea era gata așteptând și aceasta era durerea ei. Un tainic cavaler a trecut și s-a ridicat un nor de pulbere. El a trecut, dar norul de pulbere a rămas. Tu treci. Lumea asta rămâne fizică. Ceea ce este și simbolul norului, care este extraordinar. Iar acest cavaler, există un anume tip de spiritual în islam care merge pe o cale futua, o cale cavalerească. Și cum vorbim de cavalerii medievali, care nu erau niște simpli luptători. Exista o inițiere acolo, unii din ei știm foarte bine că aveau cultul iubirii, așa cum au fost Fedeli d'Amore, din care făcea parte Dante, făcea parte Masilio Ficino și așa mai departe. Adică sunt niște ordine inițiatice foarte serioase și extrem de importante. Cel al lui Dante era pe iubire. Pe iubire. De asta, în finalul poemului, iubirea care mișcă soarele și celelalte stele. Deci, mitul lui Parsifal. Sigur că da, sigur că miturile da. Miturile arturiene. Tristan și Izolda și așa mai departe, sigur. Un tainic cavaler a trecut și s-a ridicat un nor de pulbere. El a trecut, dar norul de pulbere a rămas. Privește drept înaintea ta, nu la dreapta, nici la stânga. Pulberea sa este aici. Omul este în sălașul veșniciei. Este o imagine extraordinar de clară, de limpede unde a ajuns cel care s-a împlinit. Nu? El este în veșnicie. Ce înseamnă veșnicia? Că am spus că sunt două elemente fundamentale în acest ritual și în toate ritualurile inițiatice trebuie urmărit. Spațiu-temporalitate. Se trece de la spațiu la punct și de la durată la clipă. Clipa și punctul nu au dimensiune. Ele generează clipa, timpul, durata și punctul, spațiu. Dar ele nu au dimensiune, sunt non-dimensionale pentru că sunt principii ale timpului și ale spațiului. Odată cu această mișcare a dervișului, în jurul lui și în jurul scenei care reprezintă universul, da? Este ca și cum ar uni toate acele puncte fizice dându-le non-dimensiunea punctului. Pentru că vorbim de punct original, de unul, acela care este dincolo de cantitate. Este un unul fără limite, indicibilul, absolutul,
infinitul și așa mai departe. Nu? Prin urmare, vedeți că raportul acesta în dansul respectiv între Shaikh, care este axul lumii, și ceilalți care reprezintă multiplicitatea lumea aceasta, la un moment dat, toți fac același lucru pentru că toți se unesc. Asta este explicația pentru care acest ritual se întrerupe brusc. Deci brusc nu se aude, nu se mai aude absolut nimic, pentru că nu mai e nimic. Nu mai este nimic. Nu. Este mai mult decât impresionant. Da. E mai mult decât impresionant. Chiar dacă, așa cum spuneam, cei care mergem și vedem acolo la fața locului un ritual de acest gen, sigur că el nu va conține toate elementele, pentru că, am spus, nu se poate face orice atunci când sunt oameni care nu sunt calificați, ca să înțeleagă. Nu este vorba, aș vrea să repet un lucru, când vorbim de inițiere și de practică inițiatică, nu este nimic secret, este discret. În sensul că nu poți vorbi de lucruri care nu pot fi înțelese și nu știi dacă vor fi înțelese, pot fi înțelese prost și nu e o măsură neapărat să te aperi pe tine, cum înțelege toată lumea aproape. Nu, îl aperi pe el. Pentru că vedem cum circulă în momentul de față tot felul de profeți și de tehnici și de care mai de care mai sofisticate, multe din ele prezintă un pericol uriaș. Eu am întâlnit, când eram în activitate, am întâlnit elevi de liceu care, practicând, nu dau nume, practicând anumite modalități din astea semi-spirituale, au ajuns la dublarea personalității. Deci se pot produce grave dezechilibre psihice. Nu ne jucăm cu așa ceva. Pentru asta nu se face decât în prezența unui maestru. Pentru că ăla știe întotdeauna dacă ești sau nu ești în stare, dacă mai trebuie să faci ceva, adică posibilitatea există întotdeauna. Nu există oameni salvați sau oameni mântuiți și oameni nemântuiți. Nu, toți au posibilitatea asta. Numai că trebuie să țină cont de ea și să-și transforme intenția pe care trebuie să o conștientizeze în aspirație. Ori atunci când ai aspirația, se întâmplă chiar ce spune cuvântul. Te aspiră Dumnezeu. Dacă tu... Da. Este o vorbă veche la români. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Eu vă asigur că Dumnezeu îți bagă în traistă. Condiția e să știi să ții traistă. Dacă ai învățat să ții traistă, ori de ce spun asta? Pentru că a învățat să ții traistă ca să-ți bage Dumnezeu ce ai nevoie în ea, asta presupune că tu te abandonezi la voia Domnului. Asta înseamnă să ții traistă. Și atunci tu stai într-o stare de adorație, cu traista inimii deschisă și aștepți ca Dumnezeu să coboare lumea și Dumnezeu o coboară. O coboară fără nicio îndoială. Mie mi s-a spus undeva, mi s-a arătat un mihrab, știți unde este orientarea în geamie, spre Mecca. Și mi s-a spus, într-un amurg foarte frumos de toamnă, mi s-a spus, uitați, în partea aia, acolo, în firida aceea, e cel care nu ne-a amăgit niciodată. E cel care întotdeauna ne-a spus adevărul și ne așteaptă, oricât de mult am greșit, ne așteaptă să mergem la el. Ne iartă tot. Nu putem greși cât ne iartă el. Dragii noștri, iar o discuție foarte interesantă, acest al doilea episod despre practicile spirituale, despre ordinul dervișilor rotitori, despre toată simbolistica din acest dans sacru inițiatic, dar și despre muzică și poezie. Am vorbit astăzi pe marginea cărții Oceanul Sufletului de Rumi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii. Alături de noi a fost, așa cum ne-a promis, domnul profesor Teodoru Ghiondea. Și cu siguranță urmăriți-ne în continuare, pentru că vom veni cu alte surprize, alte interviuri despre teme interesante. Așa cum pomenea ceva mai devreme domnul profesor Ghiondea, să avem o discuție și despre
cultul miriamic despre Maica Domnului în, sau despre importanța ei în islam și multe alte subiecte interesante. Noi vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim o zi frumoasă în continuare, lectură plăcută la poemele lui Rumi. Ne vedem data viitoare la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Numai bine!